Deci neapărat trebuie să stea acolo la... Așa. Vreau să știu, pe lângă faptul că am înțeles că o să faceți un turneu în Israel, da? Tu mai ai o reușită. Așa este. Reușita că l-ai convins să învețe limba maghiară. De ce? Te așteptai la altceva. Da, este o mare... reușită, deoarece chiar în momentul acela când am primit invitația aici în București la Teatrul Național de Operetă Ion Dacian în primăvara anului curent, atunci ne-am cunoscut și am început să facem un program pentru spectacole, pentru diferite evenimente cu această foarte frumoasă melodie de operetă. Așa. Și având în vedere că eu sunt de naționalitate maghiară, el, având în vedere că e din Brăila, ne-am gândit să facem un program... De naționalitate brăilean? Da, așa este. Ne-am gândit să facem un program multicultural și în limba română și în limba maghiară, cu melodii de musicaluri în limba engleză. Așa că l-am convins și n-a fost foarte greu să învețe câteva melodii frumoase și în limba maghiară. Și să știți că are un accent foarte, foarte frumos și chiar apreciez foarte mult acest gen al partenerului meu, care chiar a dat și sufletul lui să învețe aceste texte grele, pentru că limba maghiară chiar este dificilă. Mie îmi spui. După debutul meu la Teatrul Național de Operetă Ion Dacian, am dat un casting... La Budapesta, la începutul verii, și am primit o invitație. Am fost onorată să interpretez tot acel rol, rolul lui Stasi din opereta Silvia, pe care l-am interpretat în limba română aici în București, și acolo am posibilitatea să cânt până la sfârșitul stagiunii acest rol. În mai 2011. Așa este, așa este. Și așa... În fiecare lună am și acolo spectacole, fac navete între cele două capitale, dar e o mare bucurie și o mare onoare, bineînțeles. Da, măi, da, dintre la Ungaria e o țară măricică, așa, n-au găsit ei o stație alta decât păi, Ana Marie știu, Danș, așa mi-a zis domnul Kerini Mikloș Gábor, directorul operetei de acolo, că am piperul acela, secuiască, ceva, nu știu, ceva, e ceva în temperamentul meu și în vocea mea, poate că asta provine și din, anii precedenți, când am cântat muzică ușoară și am o voce pregătită și pentru cele joase și pentru cele acute, adică nu știu, l-am convins și m-a invitat. Dacă și asta este... Dacă tu ai reușit să-l convingi pe Cătălin să învețe limba maghiară, cum, Doamne, iartă-mă să nu-l convingi pe domnul acela, pe domnul Kerini, pe domnul Kero, care vorbea limba maghiară, care chiar vorbea, dar tu vin ceva în maghiară, deci nu mă lăsa să nu închei seara cu zâmbetul pe buze și cu gura până la urechi, să mi se umple. Nu-mi spune Sărat, like, că știu ce înseamnă. Kici Baba. Mai zi. Kici Baba. Dar pot să vă cânt. Es ne învițe... În microfon. Es ne învițe, es mamur, os ize, os amur, morit von es aldo zo trovar. Beciule zo vomur, ben vodjuc zo vor, vos es sive nos ide oda iar. M-a jurat? Nu, asta este... E un duet din Contesa Mareții. O fată când iubești în limba română. Am înțeles. Am citit ceva, că propunere să candidez în Australia, te rog frumos, zi-mi și mie. Mai de mult a fost, acum 2 ani am fost... Mă speriat, zic, iară! Deci nu se lasă ăia de acolo. Nu, m-am retras din acest, spațiu, să zicem. Nu, am ales muzica, deci asta e o plăcere care mă eliberează și chiar în opereta... În acest stil clasic m-am redescoperit, adică am descoperit niște trăsături fizice și vocale în gâtul, în fizicul meu, pe care nici nu știam că le am, dar e un stil care îmi place foarte mult. Cu toate acestea, nu m-am despărțit definitiv de muzică ușoară, pentru că oricum acolo am 14 ani de carieră, de pregătire. De muzică ușoară când n-o să mai pot, când o să iei kilograme încât să nu te mai poată lua Cătălin în braț, atunci te apuci de muzică. Nu, asta e o plăcere, e o altfel de plăcere. Și am... Chiar să ne înțeipem. Ne antrenăm. Așa. Deci e o altă provocare. Trebuie să cânți, ai ce să cânți, trebuie să dansezi, trebuie să încânți publicul printr-un cântec care... Poate că a fost compus acum 100 de ani, dar totuși are ceva mesaj și astăzi. Pentru că viața e frumoasă, nu?
Pentru turneul în Israel v-ați pregătit amândoi, ați învățat limba? Da, nu, nu, nu. Cu toate că pentru mine va fi prima, primul meu turneu în Israel. Doi, n-am fost niciodată. Da, am fost, iubesc și... Israelul. Da. Și publicul din Israel, și sunt publicul convinsă. Și nu mai spun de Haifa, de Ierusalim. Eu am auzit că sunt melomani și e pe placul lor operetele, așa că suntem onorați și ne bucurăm tare mult că vom publica reprezenta Israel România. La Chișinău. Da? N-o să... La Chișinău sunt n-am curioasă. Fost, dar în Israel, într-adevăr. Da. Sunt curioasă. Am pregătit un program special cu melodii în limba română și în limba maghiară și vom fi acompaniați de un ansamblu de operetă din Budapesta și va fi și un corp de balet. Deci va fi un spectacol foarte frumos, așa că așteptăm pe toți care sunt acolo în Israel și pe site-ul meu sunt afișate toate datele turneului. Între 23 și 30 noiembrie de vom efectua. Fotul? Pentru că, da, ne pregătim la turneu. El îl întreb, pentru că el probabil că te-a scăpat. Nu pe tine. Nu, 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 spune-mi eu sunt de vină. Nu, e de la Budapesta. Nu, așa ziceam înainte de intrare în emisiune, că asta e din Budapesta, asta din București, Budapesta, București, deci peste tot am vânăte pe mine. Așa că putem să ne întoarcem din Israel. Am o hartă. Deci din Israel o să va am... fi pe cotul celălalt. Da, s-au probabil. S-au vândut biletele până în mai la spectacol la Budapesta? În continuare, se mai găsesc, dar e foarte greu de obținut bilete. E cel mai bine dacă doriți să veniți, atunci să rezervați biletele, dar vă aștept și la București, pentru că prefer avem niște spectacole superbe. Că sunteți un pic mai aproape. Da. Când sunt spectacolele? Eu aș vrea să vă spun că mai avem două zile de festival. Festivalul Viața e Frumoasă a ținut 10 zile, din 4 a început, pe 14 se termină. Am avut 79 de evenimente. Și așa că ar fi bine să vă grăbiți întâi să vedeți ce mai e de văzut la festivalul Viața e Frumoasă. Apoi, prima zi de festival a început cu opereta Liliacu, o nouă montare într-o nouă regie și pe aceasta vă aștept să o vedeți. Și bineînțeles, Silvia, alături de Ono Măridanci, Contesa Marița, unde și acolo facem un cuplu. Și bineînțeles, pentru că sunt și eu naționalist și iubesc opereta națională din București, veniți la operetă, că avem mult mai multe spectacole. Vă așteptăm cu mult drag! Venim! Sunteți un cuplu extraordinar și asta sunt convinsă că vă ajută și pe scenă. Fiindcă veni vorba de publicul din Budapesta, e diferit față de publicul din România? Nu se poate compara, pentru că putem să zicem de acolo a pornit acest stil muzical acum 120 de ani. Opereta din București acum a sărbătorit aniversarea de 60 de ani, dar să știți că dacă nu vin aici în București și nu am invitația și onoarea de a cânta pe scena din București, poate că nu ajung la Budapesta. Deci, oricum, îmi e atât de drag și Bucureștiul, cât și Budapesta și îmi place atât de mult. Mă gândeam la public că... dacă este mai receptiv la muzica, la acest gen muzical, la această manifestare artistică. Da, dacă vin mai mulți la operetă. Păi, vin mai mulți, pentru că sunt și spectacole pe tot parcursul săptămânii, de luni până duminică, și sala e de două ori mai mare. Și... Nu, eu cred că este altceva. Acolo este o tradiție mult mai mare decât la noi. Din cauza asta sufăr și eu, pentru că și eu am fost acolo și am văzut cum sunt apreciați artiștii. Nu vă spun ce coadă este acolo pentru autografe la finalul fiecărui spectacol, să-l pline. Cum aplaudă ungurii, n-am mai văzut pe nicăieri. Ai fost la spectacolul ei, la Budapesta? Nu, dar am văzut Romeo și Julieta acolo. Păi trebuie să duci la spectacol, că acum înțelegi ce spune. Acum e momentul. Haideți să vă spun ceva frumos. Când a început să repete pentru Silvia, spunea, lasă-mă puiule ușor, pentru că eu traduc din maghiară. A învățat rolul în română, se duce să-l facă la Budapesta și a început să traducă din română în maghiară. Deci chiar a fost un fel de, nu o problemă, dar având în vedere că un pic dificil, pentru că prima dată am învățat acest rol în limba română și în momentul acela când am început și acolo la Budapesta repetițiile, deci totul mergea în calculatorul meu, în capul meu, în limba română și ieșea în limba maghiară și chiar a fost acum un pic... Acum când vorbești cu mine, în ce limbă gândești și în ce limbă vorbești? În română se mai înțelege ceva, dar în ce câte limbă? O
dată în românește și câte dată în lungurește. Da, asta este o chestie foarte interesantă la mine, dar nu fac probleme că în ce limbă să vorbim, deci asta e clar. Declarațiile